La nivelul inspectoratului, pe linie de resurse umane, desfășurăm trei activități importante. Avem un concurs pentru ocuparea două posturi de conducător auto la serviciu logistic, pentru care s-a încheiat perioada de punere a cererii de înscriere, respectiv data de 3.07.2022. Urmează completarea dosarului de recrutare și susținerea testului scris în data de 11.08.2022. Ca condiții, candidații trebuiau să aibă vârsta între 18 și 35 de ani în anul participării la concurs, să posede permis categoria B și C. Concursul consta în parcurgerea următoarelor probe. Proba practică, cu caracter eliminatoriu, testarea abilității de a conduce un autovehicul care necesită permis de conducere categoria C, iar numărul de promovare este minim 7, un element de noutate. Testul scris pentru verificarea parcurgerea probei practice, urmează testul scris pentru verificarea îndeplinirii cunoștinței necesare atribuțiilor postului, pentru care numărul de promovare este minus 7. Testul scris va fi elaborat de Comisia Centrală de la IGSU, care a întocmit tematica și bibliografia. A doua etapă importantă o constituie organizarea concursurilor pentru ocuparea unui număr de 17 posturi prin încadrare directă și trecere în corpul ofițerilor. Avem 6 posturi de ofițer, 5 prin trecere în corpul ofițerilor, un post de încadrare directă și 11 posturi de subofițer prin încadrare directă. Perioada de înscriere este între 27.06.2022 și data de 10.07.2022, ora 16, și completarea dosarului de recrutare până la data de 31.07.2022. Ca și condiții, vârsta minimă este de 18 ani, dar avem anumite posturi de subofițer administrativ principal, pentru care vârsta este de 21 de ani împliniți. Proba de concurs constă doar în susținerea unui test scris elaborat de Comisia Centrală de Concurs, la IGSU, care a întocmit tematica și bibliografia. Nota de promovare este de minim 7. A treia activitate foarte importantă s-a demarat la nivelul unității procedura de recrutare pentru ocuparea unui număr de 40 de posturi de soldați, gradați, profesioniști, servanți la structurile de intervenție. Element de noutate, activitatea a fost demarată anul trecut la nivelul GSU, dar nu au fost repartizate de locuri. Anul acesta avem și noi un număr de 40 de locuri. Persoanele care îndeplinesc condițiile și criteriile necesare pot depune dosarele de recrutare în volum complet până la data de 15 august 2022. Pentru ocuparea celor 40 de posturi de servan pot fi recrutați bărbați și femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Împlinirea vârstei maxim de 25 de ani se verifică la momentul verificării dosarului de recrutare, adică data de 19 august 2022. Pregătirea necesară ocupatului postului este învățământul general obligatoriu. Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani învățământul secundar superior, clasele a 9-a și a 10-a din cadrul învățământului liceal sau primii 2 ani din cadrul învățământului profesional. Probele de concurs constau în verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcini și responsabilități în meseriei de pompier, respectiv două probe, urcarea pe scară și proba de plasarea în tunel întunecat, care sunt cu caracter eliminatoriu. Candidații care promovează aceste două probe vor parcurge evaluarea performanțelor fizice, un traseu practic aplicativ. Nu se susține probă scrisă. Modul de desfășurare a probelor eliminatorii și a traseului practic aplicativ sunt menționate în anexele la anunțul de concurs.